Această dimineață, la Catedrala Mitropolitană, a început ornarea baldachinului cu o selecție de flori specifice trimise de aceeași familie bucureșteană care asigură decorațiunile florale din 2004 încoace. 80% din aranjamente sunt pregătite de la București, iar o echipă de lucrători s-a deplasat doar pentru a face aceste lucrări. Ca întotdeauna, crinul, trandafirul, crizantema și accesorii cu frunze exotice și, bineînțeles, delfiniumul pentru a acoperi baldachinul de sus. Cât s-a muncit pentru toate aranjamentele astea? 48 de ore odată și încă 48 aici. Florile sunt oferite de Florentina Buștei, care are o afacere de distribuție de flori angro. Ea a povestit că acum 19 ani venea la Iași cu soțul ei să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Iar atunci a luat decizia de a împodobi an de an baldachinul cu flori. Câte ani aveai când ai venit prima dată? Ții minte, nu? Cum a fost? Nu prea realizam prea multe lucruri atunci. Cu timpul am înțeles și despre ce este. Ce se pare treaba asta? Fiecare învie aici, pui florile. Este o mare bucurie pentru întreaga familie. Ne bucurăm de zile frumoase aici la Iași. În momentul de față este împodobit baldachinul. E o deosebită tradiție. Ajunsă, iată, la 19-lea an, aceeași familie dorește să mulțumească în modul acesta, împodobind baldachinul, cuvioasei pentru binefacerile de care s-a bucurat. Sute de credincioși vin și se închină deja de două săptămâni la Sfântă, chiar dacă programul hramului de anul acesta începe pe 8 octombrie. Da, este al 4-lea an și mă simt bine, vin pentru copii, pentru sănătatea lor, a nepoților, a soțului. Ce ați observat că s-a schimbat de când veniți la Sfântă? Mai bine, că soțul e bolnav și s-a simțit mai bine. Ne simțim mai bine, am doi nepoței nevăzători, amândoi la ambele fete și umblăm peste tot, la toate bisericile. În urmă cu 19 ani, familia Buștei a venit la Iași cu trandafirii roșii, crin și crizanteme albe și au reușit să facă rost de 100 de metri de ghirlandă de brad, indispensabilă pentru ornatul baldachinului. Anul acesta, baldachinul va fi decorat cu flori în nuanțe de alb și roz.